Cine a iubit străinii să-i mănânce inima câinii, a afirmat edilul din Slivilești la aflarea veștii că Neamțul va lua decizii pentru minerit. Întrebat cum vede noua numire de la CEO, liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, i-a mustrat pe pesediști, amintindu-le că aceleași mișcări le-au făcut și ei când erau la guvernare. A început o isterie. În momentul în care s-a auzit că vine această persoană la complex energetic Oltenia, a început o isterie. Și știți ceva? Din partea PSD, bineînțeles. Stau și mă gândesc. De ce? De exemplu, când l-au trimis pe Teodorescu ăla de la Radet, omul Vanghelie, garantat Vanghelie, nu i-am văzut să reacționeze așa. Vă aduceți aminte că a mai fost trimis unul în directorat, unul Teodorescu, care a lucrat numai la Radet și la RATB. Mă rog. Atunci numai eu veneam și spuneam, domne, dar ce-i cu omul ăsta? Ăsta n-are un pic de expertiză. Pe Ponta nu-l mai interesa atunci. Păi era omul lor. Nu trebuia să-i mănânce câinii inima. Dar suia trebuie să, pe ăsta trebuie să-l omorâm. Și de ce? Din punctul meu de vedere, nu au control acolo. Cât timp a fost Antonie și știau ei cu Dogericu, cu Adumitu, cum se fac banii, cum se iau deciziile, a fost bine. Acum, că vine o persoană de care ei nu știu nimic, sau pe care ei nu o cunosc, nu face parte din grupul lor, da? Trebuie să-i mănânce câinii inima. Klaus Leiders va fi primul străin din conducerea complexului energetic Oltenia, selectat pe ordonanța 109.